Bună ziua! Bine ați venit la Comentologie! Să-i dăm drumul! În România există categorii sociale foarte privilegiate care au adoptat cultul carierismului când a fost vorba de avantaje și drepturi necuvenite. Cu alte cuvinte, e foarte lungă lista de oameni cu merite false. Și se cuvine să argumentăm toată această situație despre care toată lumea știe până la urmă. 12 magistrați au luat fiecare pensie în iulie peste 38.000 de lei Deși ar fi meritat 0 lei în funcție de contributivitate. Exemplele pot continua. Cea mai mare pensie de serviciu civil din țara noastră e încasată de un magistrat, tot în iulie, și depășește 78.000 de lei brut. În baza contributivității la sistemul asigurărilor sociale, acesta ar fi meritat doar 4.500 de lei la pensie în iulie. Doar. O să întrebați de ce ne referim doar la luna iulie. Pentru că în iulie zilele sunt mai lungi, iar tupeul și nesimțirea sunt vizibile mai mult timp. Cifrele sunt publice, iar pentru cei mai puțini informați, peste 9500 de civili au luat pensie specială de serviciu în luna iulie, majoritatea magistrați, personal auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor, personal aeronautic civil, dar și diplomați, parlamentari și beneficiari ai cursii de conturi. Și se cuvine să spunem că pensiile de serviciu civile sunt formate dintr-o cotă plătită din bugetul asigurărilor sociale, care reprezintă pensia cuvenită în funcție de principiul contributivității la sistemul asigurărilor sociale și dintr-o cotă suportată din bugetul de stat. Adică din taxe și impozite plătite de noi. Sunt date și informații care parcă te fac să te gândești dacă deplinătatea facultăților mentale proprii ar avea șanse într-un proces. Sunt sume pentru care trebuie să-ți pui ochelarii și să le citești și a doua oară, ca să te asiguri că nu faci vreo greșeală când te-a pus în juri. Niciodată în jurăturile nu au fost mai din suflet împărtășite decât atunci când vine vorba de bani nemunciți câștigați de alții. Oare cum o fi să pierzi o oră ca să-ți numeri bani atunci când vine poștașul? Știți cum întotdeauna când cineva îți dă bani la modul oficial îți spune numărați și dumneavoastră. Cred că asta este singura dată când se întâmplă din potrivă, când vine poștașul și dă o pensie din asta special de nesimțită și îi zice pensionarului, mai special decât ceilalți pensionari, să nu-și numere banii, pentru că în șase ore se termină programul și mai are pensii de împărțit și pentru restul cartierului de sărăcuți. Pensii obscene pe necontributivitate sunt peste tot pe unde impostura și puterea s-au întâlnit în parchete și la înalta curte de casație și justiție, în STS, în MAI, în SPP, în SRI, în MAPN, în CCR și desigur în PLM. Probabil că mai sunt și alte locuri. Aparent articolul 16 al Constituției României este facultativ. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele și niciodată Constituția României, articolul 16 este de o importanță decisivă în funcționarea cel puțin la nivel teoretic a unei țări și a cetățenilor care alcătuiesc țara. Articolul 16 prevede limpede că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorității publice, fără privilegii și fără discriminări. Desigur, vorbim despre o țară pur teoretică, precum de pildă România, pentru că în Romanistan, unde cu toții am greșit să locuim de 30 de ani încoace, unii cetățeni sunt mai egali decât ceilalți. În definitiv, niște magistrați, de exemplu, care au servit patria atât de bine de-a lungul timpului, merită și ei o bătrânețe prematură, liniștită și îmbelșugată. Să nu mă înțelegeți cum v-a greșit, noi suntem pentru pensii chiar și de 12.000 de euro pe lună, dar să fie pe contributivitate și pe egalitate, dar nu pentru nesimțire și privilegii, Ca să vă faceți o idee, pentru plata pensiilor de serviciu, toate pensiile de serviciu, nu neapărat cele speciale. Virăm de la buget anual echivalentul a 2 miliarde de euro. Că ne place sau nu, orice lege care prevede eliminarea pensiilor magistraților este un uriaș risc de neconstituționalitate. Pentru că există două decizii ale CCR care sigilează existența acestor pensii. Și pentru că la comentologie vorbim în necunoștință de cauză, noi știm că, pe fond, cea mai corectă soluție nu este să anulezi pensiile magistraților. Ca principiu, ele au rostul lor, consfințit și de Cartea Europeană privind statutul judecătorilor. Pentru că, alături de salariile mari și de inamovibilitate, reprezintă un pachet compensatoriu pentru incompatibilități, pentru risc, pentru efort continuu de învățare, pentru responsabilitate. Mă rog, pentru efort continuu și permanent. Dar, unii magistrați iau salarii și apoi pensii fără a îndeplini aceste exigențe. Iar soluția nu este să-i sancționezi pe cei care le merită din cauza celor sub standard. Soluția este eliminarea din corpul profesional a celor care nu performează. E foarte simplu. Nu trebuie să leiți de toate puterile financiari, fiscale, cei care muncesc cinstit și fac jumii-juma cu statul. Iar articolul 56 din Legea Fundamentală spune clar că cetățenii au obligația să contribuie prin impozite și prin taxe la cheltuielile publice, iar sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Câte ironie legislativă! Cei care au gândit și au manufacturat aceste pensii de serviciu și pensii speciale sunt aproape siguri că au avut cele mai bune intenții. Pentru unii dintre ei. Nici o țară civilizată din spațiul Uniunii Europene nu are un astfel de sistem de privilegii care permite ca un pensionar special să câștige cât 25 sau 30 de pensii medii din sistemul public. De exemplu, în Franța beneficiază de pensii speciale poliția, angajații sistemului de transport din Paris, funcționarii băncii centrale, cei care lucrează în portul din Strasburg sau cântăreții de la opera din Paris sunt la fel de nelămurit și eu de ce cântăreții operei din Paris au pensii speciale, dar pe de altă parte sunt francezi și pot să facă ce vor ei. Me ui, me La noi, exact ca într-un anunț publicitar definitoriu pentru entuziasmul patriotic al acestor plaiuri încărcate de istorie, Gheorghe Bălășoiu, fost comandant al penitenciarului de la Colibaș, este persoana cu cea mai mare pensie din România. El a încasat aproape 74.000 de, de lei pe lună. Ca să fie și mai clar, uite și echivalentul în Românește al acestei sume fabuloase. Înseamnă cam în jur de 15.000 de euro lunar. Mi se pare că pentru o astfel de pensie specială trebuie să existe un set special de cuvinte care să exprime ce simte o întreagă nație, în special pentru astfel de derapaje legislative folosite doar pentru cei mai egali dintre noi în fața legii. Ca orice mare națiune care se bazează pe meritocrație atunci când vrea să se realizeze, Ministerul Transporturilor de la noi pare că a început lupta cu nepăsarea și neputința. Este zilele astea într-un efort masiv și susținut de a demonstra că se poate. Dar pare că lupta este pe principiul, au mai dat și ei, am mai luat și noi. Pentru că nu știu cum, cum se face că de fiecare dată când intră în scenă inevitabilă discuție despre autostrăzi, statul român se umple de lovituri și vânătăi. Sincer, credeam că nu mai asistăm la inaugurări de cioturi de autostradă, însă zilele astea fix acest lucru s-a întâmplat. Din nou, toată floarea cea vestită de la București a plecat la inaugurarea unei porțiuni de aproximativ 18 km între Iernut și Chețani, partea autostrăzii Transilvania, între Târgu Mureș și Câmpia Turzii. 18 km. Am văzut imagini cu oficialii români prezenți la această inaugurare, și parcă toți se pregăteau de lansarea oficială a rețelei de drumuri executate în Dacia Antică, rețea care s-a ruinat după retragerea romanilor în anul 271 din cauza unei administrații care să-i asigure întreținerea. Ca o paranteză, avem tradiție în acest sens. În vremurile acelea, întreținerea rețelei de drumuri se făcea prin îngrijitori de drumuri, care se numeau Curatos Viarum. Asta dacă domnul Bode este dispus să obțină niște informații folositoare în acest sens de la comentologie. Dovada existenței acestor căi de acces este indicată prin porțiuni de drumuri și poduri rămase până în zilele noastre, dar și prin pietrele milenare pe care erau scrise traseul drumului, anul și executantul astăzi așa ceva nu prea mai este posibil. Din cauza că verile africane topesc asfaltul, roțile transportatorilor de marfă îl modelează de parcă ar fi toți șoferii la cercul de ceramică și lut, iar semnalizarea rotieră este total ineficientă. Mai ușor nimeresc orbi Brăila decât turiștii Transilvania pe autostradă. Dar să revenim în prezent. România, dacă nu știați, are chiar și o strategie de transport intermodal, despre care au auzit probabil doar cei din minister și surzii. Este deja o tradiție națională să inaugurăm cioturi de autostradă unde panglica e mai lungă decât drumul. Preferăm să vorbim mai puțin despre construcția de drumuri și să privim în schimb muncitorii cum stau blazați în utilaje și neasfaltează sute de kilometri de șosea în timp ce se plâng. Cât de greu le este în țara asta. E ca și când un constructor de locuințe, după terminarea fiecărui etaj al blocului, organizează un fel de team building cu muncitorii, taie panglici și premiază zidarul fruntaș cu trofeul Mistria de Aur. Exact în acest stadiu ne găsim când vorbim despre șosele în România. Astfel de gesturi, precum inaugurarea de bucăți de autostradă, ar trebui interzise. Exact ca vorbitul la telefon la ureche, în timp ce conduci pe bucata de șosea nou lansată. Probabil că șoferii români fac asta pentru că țara lor pare un teritoriu fatal ieșit de pe harta rutieră, bântuit de blestemul negru și iremediabil al depărtării. Deocamdată nu am auzit de vreun consorțiu care să se prezinte la guvern cu mape, planuri colorate retroproiectoare, schițe la scară, cifre și cu grafice de evoluții și recomandări, plus garanții pentru șoselele țării. Așa s-a întâmplat de mult, prin 1997, însă la vremea aceea, un domn oficial spunea că România nu are nevoie de autostrăzi și că volumul traficului nostru rutier nu justifică asemenea dezmăț financiar, pentru că noi ne descurcăm cu drumurile naționale și județene. După care șoferii au cunoscut viața în captivitate. Generații întregi au crescut cu convingerea că locuiesc prea departe. Între timp, nimeni nu a văzut că boala noastră rutieră produce mai multă înapoiere decât contaminarea cu balcanismul zonei, iar furia și deznădejdea merg bară la bară în vreme ce economia horcă e precum un motor supra-solicitat de mersul în coloană. Pentru că nu avem Așa cum există în orice nație civilizată europeană axele comerțului puse pe autostrăzi. Și putem extinde discuția dincolo de transporturi și dincolo pe calea ferată. Nu am înțeles nici până în ziua de azi de ce am renunțat la personal, accelerat și rapid. Și am optat pentru sonorități italiene de genul regio și interregio. Ce noi au silabele cu ecou calabrez. Într-o țară unde trenurile circulă în continuare ca balinez. Fâșnețe precum Melcu și grăbite ca țestoasa de Galapagos. Iar problemele generate de proastă administrare a infrastructurii CFR sunt cât se poate de personale și apar rapid unele noi, dar desigur într-un ritm accelerat. Îmi e dor de denumirea de tren rapid, pentru că îmi dădea iluzia unui mustang al căilor ferate. În rest... Treburile se pare că merg ca pe roate. Niște roate în care ne băgăm singur bețe, pentru ca mai apoi să ne mirăm cât de des ne potignim în timp ce ne umplem de noroi, dar mai ales de ridicol. De la ultima emisiune s-a întâmplat ceea ce se întâmplă în fiecare an în această perioadă, adică a avut loc, pe data de 22 septembrie, echinoxiul de toamnă 2020. Punctul echinocțiului de toamnă numit și punct autumnal se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii și reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului cu ecotorul ceresc pe care soarele îl traversează la această dată trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. Așadar, aflându-se la această dată în dreptul ecotorului ceresc, soarele va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest. Aceasta este o serie de cuvinte care, a rare ori, are sens și înțeles pentru cetățeanul de rând, care cu greu înțelege măcar cum funcționează ploaia. Ca să fie limpede și pentru cei care deschid cartea de fizica Pământului direct de pe Facebook, la echinoxiu, durata zilei este egală, indiferent de latitudine, cu cea a nopții. E clar acum, nu? Venirea echinoțiului nu este nimic deosebit, dar... Plecând de la premiza că nu este o veste rea, o consider o veste bună, pentru că nu-mi plac deloc veștile neutre. Nu prea am înțeles mare lucru din punctul de vedere al explicației astronomice, dar cu această ocazie vă doresc, chiar dacă retroactiv, un echinocțiu de toamnă fericit alături de cei dragi. Dacă cu astronomie am terminat foarte repede, pot spune că săptămâna asta, astrele chiar s-au aliniat fericit, pentru că am primit și o veste foarte bună. Simona Halep a câștigat turneul WTA de la Roma după ce a învins-o în finală pe Carolina Plișcova. Am mai spus-o și nu mă pot opri să nu o repet. Când pierde, Simona devine imediat o machidoană încrezută și mult prea bogată, iar atunci când câștigă, este româncă de-a noastră. Bravo, Simona! Asta e de la mine. Iată ce a spus chiar Carolina Plișcova, iar pe ea trebuie să o credeți. Felicitări, Simona Halep! Ai jucat incredibil de bine și ai meritat să câștigi aici, la Roma. Bineînțeles că s-a referit la câștigarea turneului și nu la premiul în bani care se se cuvine câștigătoarei. Acolo am citit tristețe în ochii Plișcovi și dorința de a cunoaște câteva vorbe machidonești. Mai avem vești bune. Pentru că i-a fost dat și nu luat. Vestea bună este că România a achiziționat primul sistem de rachete Patriot. Premierul Ludovic Orban a declarat joi la baza militară de la Capu Media, la ceremonia de recepție a sistemului că România este mai sigură cu aceste rachete pe teritoriul ei, iar cetățenii români sunt acum mai bine apărați. Acum, în sfârșit, abia acum dorm mai liniștit cu nevastă mea în pat, vorba unui celebru cetățean al acestei țări buimace. N-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. Acum însă, cum a zis și domnul antevorbitor, puteți vedea și dumneavoastră, mai puțin ce declara premierul Orban, și mai mult ce spune presa rusă despre amplasarea acestor rachete. Vor fi o țintă dacă Rusia ar ataca România. Să sperăm că Rusia are alte treburi în afară de atacarea României. Dar, în caz ipotetic al unui atac, nu trebuie să ne panicăm. Sistemul defensiv este suficient de aproape amplasat de orașul Constanța, cât să nu suferim mult în caz de ceva. Nu știu dacă v-ați dat seama. Dar la finalul ăsta de emisiune este numai despre vești bune. Vești bune una și una. Parlamentul României, pentru că altfel nu-l pot numi, a aprobat mărirea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor. Neba pomenită veste. Dar aștept de la același Parlament, cu același interes, să indice și sursa de finanțare. Pentru că sigur nu va fi finanțat bugetul de stat din tăierea pensiilor speciale despre care vorbeam mai devreme în minunată emisiune. Cred că în câteva zile cursul euro o va lua brusc în sus, la fel de măreț precum rachetele Patriot. Dar pe pensionari nu interesează treaba asta. Pentru că ce treabă au ei cu euro? Pensiile se primesc în lei, iar pensionarii, mai ales cei care poartă mască, sunt feriți atât de coronavirus cât și de inflație. Nimeni nu este surprins de luarea acestei decizii în afară de Orban, al nostru, nu cel din Ungaria, și care e supărat pe UDMR că a votat cu PSD-ul. Aici se vede flerul de politician al premierului. Ceilalți fac jocuri în locuri mai ferite, iar el rămâne doar cu surprindere. Dar decât să nu ai nimic, e mai bine să te bucuri din când în când și de câte o mică perplexitate. Perplexitatea, spre deosebire de coronavirus, n-a omorât pe nimeni. Vladimir Putin susține că Rusia este gata să furnizeze către Organizația Națiunilor Unite toată asistența calificată necesară. Rusia se oferă în special să furnizeze gratis noul vaccin sintetizat pentru inoculare voluntară a personalului ONU și al agențiilor sale, care la început pare o idee foarte bună. Până când vezi fotografii cu Alexei Navalny, opozantul rus despre care medicii din Germania cred că a fost otrăvit cu ordin de la Moscova. Deci se poate spune că nici Novocioc, această perfidă o travă sovietică, nu a omorât pe nimeni niciodată, pentru că Navalnei a ieșit din comă. Mi se spune în cască că a sunat un grup opozant de ruși care mă corectează. Novocioc n-a omorât pe nimeni deocamdată. Am și știri mai proaste. La noi ăștia, mai de la capătul Imperiului, moartea caprei vecinului poate însemna de multe ori o mare bucurie. Așa că putem considera că închiderea cel puțin 20% dintre sucursalele Deutsche Bank și Comerț Bank din Germania, cele mai mari două bănci, e o veste bună. Să vadă și ei cum e să fii sărac, să simți recesiunea. Mai ales că la noi nu avem nicio problemă financiară, pentru că altfel cum s-ar fi putut vota în Parlament mărirea pensiilor cu 40%. Nemții insistă că imediat după Revoluție în Germania au ajuns numai români needucați și neinstruiți, care au ajuns acolo pentru țap -țarap. E, uite că este momentul să ne revanșăm. Acum ar trebui să le trimitem câteva duzini de specialiști în finanțe. Mai noi, gen Câțu sau Teodorovici, sau mai vechi, dintre cei care au rămas în viață de pe vremea CDR-ului, care avea în așteptare o întreagă armată de 15.000 de specialiști Mânca iar mama de talentați că au scos țara din sărăcie. Și dacă este sfârșitul lui septembrie, mi se pare absolut și imperios necesar să vorbim un pic despre Revelion. Dacă era ceva pentru care trebuiau făcute nesfârșite pregătiri pe lângă școala online, era Revelionul. Anul acesta va fi un alt fel de Revelion, unul nedistractiv, practic. Pentru că din cauza regulilor de distanțare nu va fi voie cu dans și hore îmbrățișări la miezul nopții și șorici jupuit direct de pe porc. Hoteliere așteaptă turiștii și petrecăreții cu drag, dar fără dans și petreceri cu trupe, artiști și maneliști. Dacă este și o veste pe care în lipsa unui cuvânt mai bun o putem numi bună, aceasta este că e posibil să fie prețurile mai mici în imposibilitatea accesului la spa, la piscinele interioare și la locurile de joacă de la interior pentru copii indiferent cum va fi, nu va fi cum era când a fost. Pentru că dacă de revelion nu te îngrămădești cu o armată de alții, parcă nu e revelion. Un revelion fără îmbulzeală este precum o deschidere la hipermarket fără buluceală. Probabil nicio promoție, dar mai grav, nicio distracție. Și cu aceasta, cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.